Talentul credinței. Marina Dumitrescu, în dialog cu preot profesor Constantin Coman, preot lector dr. Dumitru Pintea, preot profesor Emanuel Băbuș, preot Nicolae Dima. În amintirea părintelui Dumitru Pintea, 1953-2021, editura Lumea Credinței. Această carte are 157 de pagini. Dialogul ca temelie. Realizatorul de radio este un privilegiat. Pentru el, cuvântul scris și cuvântul vorbit se completează ideal. În fața microfonului, pe masa din studio, întâlnirea cu invitații se face de multe ori în prezența cărților sau a textelor luate ca punct de sprijin. Foșnetul paginilor întregește cadrul sonor, pasajele citite stimulează atenția ascultării. Pe cât de minuțios se cere pregătit, dialogul radiofonic are la bază interacțiunea spontană între participanți, astfel încât firul dezbaterii să fie incitant precum firul unei povești. Arta conversației azi e cu atât mai relevantă cu cât contrazice dominația imaginii. Dacă o prestație radiofonică slabă se dovedește mai greu de suportat decât un program TV mediocru, este fiindcă îi lipsește cârligul vizual. Ascultătorul e mai ușor de pierdut decât telespectatorul, dar și mai prețios odată ce a fost captat. Pe calea undelor, întâlnirile sunt durabile și versatile grație unei ramuri străvechi a memoriei noastre, memoria auditivă. Noile metode de arhivare sonoră, podcasturile în special, dovedesc din plin acest lucru. Dialogurile Monicăi Lovinescu cu Mircea Eliade, bună oară, de acum vreo 50-60 de ani, disponibile pe site-ul Europei Libere, ilustrează perfect impactul unui conținut transmis prin voce. Aparent paradoxală dezvoltarea tehnologiilor audio, pe fundalul exceselor video ale secolului nostru, îi încurajează pe cei încă dispuși să prelucreze imaginar ceea ce aud, fără neapărat a vedea. Există, pe de altă parte, în viața realizatorului de radio, o probă la care e util să se supună transformarea cuvântului vorbit în cuvânt scris. Transcrierea unei înregistrări devine un indicator de valoare și sens, ca o hârtie de turnesol. Ceea ce rezistă transpunerii e bun câștigat, ceea ce nu intră cu bine în forma scrisă practic se anulează, sugerând graba de a fi lansat cândva în eter un mesaj încropit. Orice jurnalist cultural își dorește, cred, să facă față unui asemenea test de calitate, chiar dacă registrul oral presupune ajustarea la cel grafic. Trecerea izbutită de la audiție la lectură stârnește, de altfel, recunoștința moderatorului față de interlocutorii săi, autor de facto a unei creații media. Grija tuturor se îndreaptă, însă, către publicul prin care actul comunicării își atinge rostul. Între vorbire și scriere, între actualitate și document, înregistrarea radiofonică trăiește sau, iată, renaște grație celor aplecați spre reflecție. Cine știe dacă printre aceia care vor deschide prezentul volum nu se vor număra și unii prieteni ai emisiunii Teme Deschise, care în 2020 a împlinit 10 ani, atât lor cât și celor care nu cunosc varianta înregistrată a acestor erminii în dialog, le dedic paginile de față, în speranța că nuanțele duhovnicești reliefate aici se vor întipări în parcela roditoare a cugetului lor, ca temelie a altor și a altor încercări de înmulțire a talentului credinței. Marina Dumitrescu. Vă invit și vă îndemn să cumpărați această carte și să o citiți în întregime. Aici vă las cuvântul dinainte, cuvântul autoarei, și vă reamintesc, se numește Talentul credinței,
Marina Dumitrescu, în dialog cu Constantin Coman, Dumitru Pintea, Emanuel Băbuș, Nicolae Dima. Are 157 de pagini și o puteți cumpăra pentru dumneavoastră, pentru a o face cadou, pentru a avea în biblioteca personală și a împrumuta și altora aceste cărți. Urmăriți-mă pe YouTube, Anna Cărți Ortodoxe, acolo găsiți și alte cărți înregistrate, cărți înregistrate complete, ortodoxe, sau rezumatul, sau o parte din ele, și pe Facebook, Anna Cărți Ortodoxe. Doamne ajută tuturor!